Avocații au depus o întâmpinare din partea lui Traian Ilea și a Valeriei Ilea Codoreanu, în care arată că această piesă face parte din folclorul românesc, circulă liber și deci nu intră sub incidența legii dreptului de autor, și au cerut respingerea acțiunii ca neîntemeiată. Tot ca lipsă de procedură a fost menționat și faptul că al treilea părât, casa de discuri Euromusic Impex SRL, nu a putut fi citat întrucât nu îi se cunoaște adresa. Tribunalul Mureș va solicita Oficiului Registrului Comerțului să comunice adresa firmei înregistrată în județul Cluj. Reclamantul Mircea Simionca a cerut recunoașterea dreptului de autor asupra piesei Pușca și Cureaua Lată, pe care susține că a lansat-o încă din anul 2002 sub denumirea Când eram tânăr fecior, și a solicitat de la părâți despăgubiri materiale în valoare de 100.000 de lei. El a cerut instanței să dispună încetarea producției și încetarea difuzării înregistrărilor în care apare piesa în litigiu, distrugerea suporturilor materiale cu înregistrări și scoaterea din circuitul comercial a înregistrărilor. Următoarea înfățișare în acest proces a fost stabilită pentru 10 septembrie.